Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Este vineri seara, așa că așezați-vă confortabil în fotolii, în canapea și vă rugăm să ne dați și un share acestui video pe care îl urmăriți în acest moment, posibil ca prietenii dumneavoastră să fie interesați și să ne adreseze întrebările lor. Am să vă fac o confesiune. În această săptămână am simțit un dor foarte, foarte, foarte mare de soare. Cred că puteți rezona cu mine pentru că în această săptămână temperaturile au luat o pantă descendentă și cu toate că ne aflăm în mijlocul primăverii, afară este plină iarnă. Chiar astăzi mă uitam pe Facebook, un prieten de-al meu este plecat la munte și a postat câteva poze. Stratul de zăpadă este destul de mare și dacă continuă așa vremea, șansele sunt ca iubitorii de sporturi de iarnă să scoată mai devreme de la naftalină schiurile și snowboardurile. În această săptămână, când veneam către casă, ploua amărunt și mi-am amintit de o poveste pe care bunicul mi-a spus-o cândva. Era vorba despre o fetiță pe nume Ana, în vârstă de 8 ani. Părinții au hotărât că este momentul potrivit pentru ea să se responsabilizeze, să devină independentă. Așa că au hotărât să o lase să meargă singură la școală și să se întoarcă înapoi către casă. Acest lucru s-a întâmplat timp de o săptămână și lucrurile au mers bine. Ana s-a distrat împreună cu colegii, s-a simțit mai stăpână pe ea, i-a plăcut foarte mult această provocare pe care căreia i-a făcut cu brio față. Într-una din zile, norii negri s-au strâns și a început o furtună foarte puternică. Mama Anei o aștepta să vină de la școală și a văzut că ora la care Ana trebuia să ajungă era trecută. Așa că s-a îngrijorat foarte tare, crezând că putea să-i se întâmple ceva Anei pe drum, s-a urcat în mașină și a pornit pe drumul către școală pe care știa că Ana îl face de obicei. În timp ce se uita speriată în stânga-dreapta să vadă dacă o zărește, observă că o fetiță venea agale către casă pe drum și de fiecare dată când era un fulger, fetița se oprea în loc, se uita către cer și zâmbea. Mămica a tras pe partea dreaptă mașina, Ana se apropia, fulgerele erau destul de dese, așa că a observat-o făcând lucrul acesta de mai multe ori. A intrat în mașină Ana, s-a bucurat foarte mult mămica să o vadă că este teafără și în drumul înapoi către casă a întrebat-o. Ana, am observat că de fiecare dată când un fulger apărea pe cer, tu zâmbeai. De ce făceai acest lucru? Și Ana, în acel moment, se uită la mămică și îi spune: știi, mami, Dumnezeu îmi făcea poze. Cum să nu zâmbesc? Mi-a plăcut foarte tare această ilustrație și mă gândeam că atunci când ne confruntăm cu furtuni în viața noastră, nu prea ne vine să zâmbim. Totuși eu îmi doresc să găsiți această putere de a putea zâmbi în fața furtunilor și a încercărilor cu care vă confruntați. Alături de mine îl am, așa cum v-am obișnuit, pe Cornel Dărbășan. Bună seara, Cornel! Bună seara, Loredana! Bună seara, dragi prieteni! Este un privilegiu pentru noi să fim împreună ca de fiecare dată. Întrebările pe care dumneavoastră ne-ați scris săptămâna trecută în live și cele la care nu am reușit să răspundem până acum, să știți că le am în fața mea și vom încerca să răspundem în această seară. De asemenea, dacă aveți întrebări, puteți să ni le scrieți în live-ul pe care îl urmăriți acum și prin mesaje private. Cornel, aș vrea să îmi răspunzi la prima întrebare, pentru că timpul trece foarte rapid și aș vrea să răspundem la cât mai multe întrebări. Irene ar dori să știe: pocăiții de ce salută cu Iisus s-a înviat? Hristos a înviat este salutul tradițional. Cred că este un lucru foarte frumos, acest salut. De ce să nu salutăm atunci când oamenii din jurul nostru fac un lucru bun? În Maramureș se salută tot timpul, lăudăm pe Iisus. Chiar dacă nu sunt Paște, chiar dacă nu e o sărbătoare, și celălalt răspunde în veci, amin. E un salut foarte frumos dacă oamenii folosesc, dacă oamenii fac bine, de ce să nu facem și noi bine? Hristos a înviat este speranța omenirii, răspunsul adevărat a înviat este adeziunea la această speranță și nu este niciun rău, este chiar un lucru foarte frumos și foarte bun să spunem cu toată inima.
E adevărat că este un lucru rău atunci când zicem adevărat am înviat și nu credem că am înviat. Dar acum, cum zice Apostolul Pavel, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți și noi credem cu toată inima că așa cum iarna aceasta scurtă din primăvară va trece și vor apărea din nou soarele și căldura, așa va veni într-o zi învierea pentru toți cei care au adormit în Hristos. Și lucrul ăsta nu este o poveste, este o realitate. Paul ar dori să știe când a început noul legământ și Avram în ce legământ a trăit, în noul sau în vechiul? Avram a trăit în legământul credinței. Odată cu Avram, Dumnezeu a făcut legământul cel vechi. Deși, pe părerea unora, și cred că Paul vrea să-mi demonstreze că Avram a trăit în noul legământ, că este prin credință și doar Moise este vechiul legământ, dar Avram, acest legământ al credinței, ar fi legământul cel nou. Nu cred că este esențial să se răspundă la întrebarea dacă Avram a trăit în legământul vechi sau legământul nou. Cert este că odată cu moartea Domnului Iisus Hristos noi începem un legământ nou. Legea ceremoniilor care viza aducerea unui miel la templu s-a transferat în ceruri astăzi. Hristos este marele preot, El este și mielul de jertfă și noi venim înaintea Lui direct ca să ne mărturisim păcatele și El să fie credincios și drept, ca să ne ierte păcatele. Acest legământ nou este perfect pentru că Mântuitorul nu are trebuință să-și ducă jertfă pentru păcatele sale, așa cum trebuia marele preot în vechime, în ziua ispășirii, să-și ducă întâi jertfă pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Acesta era legământul cel vechi, care era cu un cusur. Acesta era cusurul, că marele preot era om supus slăbiciunii ca și noi și el trebuia să-și aducă jertfă pentru păcatele sale. Iar legământul cel nou este un legământ fără cusur, prin credință. Hristos este marele nostru preot. Noi avem intrare liberă sau slobodă, cum zice traducerea Dumitru Cornelescu, în locul sfânt și putem să ne adresăm direct Domnului Iisus Hristos. Spune-mi, Cornel, Marinela vrea să știe, pentru Dumnezeu este mai important sabatul sau omul? E o problemă foarte sensibilă aici. Cred că răspunsul cel mai potrivit este, pentru Dumnezeu este important și omul și sabatul. Însă, atunci când se pun acestea două în antiteză, Mântuitorul, vreau să citesc din Biblie, are o afirmație categorică în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, la versetul 27 și 28, Iisus zice așa, apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat, așa că Fiul omului este domn chiar și al sabatului. Cu ce ocazie spune Iisus afirmația aceasta? Cu ocazia în care Iisus trecea cu ucenicii prin lanurile de grâu, ucenicii n-au fost invitați la masă de farisei și au răbdat niște foame. Și trecând prin lanurile de grâu, ucenicii au smuls niște spici și le-au ronțăit, așa cum făceam și noi când eram copii, dacă mai ții minte sau dacă ai avut această experiență. Se face așa un fel de gumă de mestecat, dacă rozi boabe de grâu crude. Și mănânci acolo ca să nu mor de foame, boabele acelea crude. Fariseii imediat au zis, uite, a păcătuit, treieră Iisus în sabat. Cu ucenicii, ei nu trăierau, ei doar smulceau niște boabe de grâu acolo. Și în contextul acesta, unii au zis, domnule, calcă ucenicii tăi sabatul. Și Iisus zice, nu știți când David a intrat în templu și nu avea de mâncare, a luat pâinile care se puneau doar pentru preoți, erau pâinile pentru punerea înainte și a mâncat, chiar dacă nu era voie. Era o excepție, zice Domnul Iisus Hristos. Aici voi ați osândit pe niște nevinovați. Fiul omului este domn și al sabatului. Sabatul a fost făcut pentru om. Ce înseamnă sabatul? Înseamnă sărbătoare, înseamnă odihna zilei a șaptea, care a fost făcută la început pentru om. Omul a fost creat în ziua a șasea, a săptămânii. Prima zi din viața omului a fost o zi de odihnă, adică Dumnezeu s-a oferit pe sine omului în această zi. Ei bine, atunci când avem de ales între a salva viața unui om, a face bine unui om și a respecta ad literam ziua de sabat, noi înțelegem de la Iisus că prioritar este a salva viața unui om. În contextul acesta, omul și apoi sabatul. Dar asta nu înseamnă că sabatul nu este important. Este foarte important. Și nu înseamnă că dacă neglijăm anumite lucruri, noi putem să ne permitem orice.
Spre exemplu, dacă noi neglijăm să facem de mâncare pentru ziua de sabat, ne putem apuca și în ziua de sabat. Nu înseamnă asta, pentru că există niște reguli clare. Cuvântul Dumnezeu spune, fierbeți ce aveți de fiert, coaceți ce aveți de copt și păstrați până a doua zi dimineața. Adică, pentru sabat trebuie să facem niște pregătiri, ca să nu ne ocupăm cu alte îndeletniciri omenești, ci să ne ocupăm cu Dumnezeu. Cam asta este. George ar vrea să știe, cum de nu știa Îngerul Domnului în care case se găsesc evrei? De ce a fost necesară sacrificarea inutilă a mii de miei, din moment ce o ființă atât de inteligentă precum Îngerul Domnului putea auzi convorbirile de dincolo de ușă? Azi oamenii pot asculta cu sisteme moderne de intercepție ce vorbesc cu oamenii dincolo de pereți, iar Dumnezeu nu putea face asta atunci? Dumnezeu poate face, numai că Dumnezeu a lăsat în Sfânta Scriptură ca și noi oamenii să facem câte ceva. Să nu ascultăm doar din punct de vedere auditiv anumite lucruri, ci să aducem la îndeplinire cu mâna noastră alte lucruri. Cuvântul Dumnezeu zice, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Fă! Uneori trebuie să pui mâna și să faci. Spune, te rog, Loredana, dacă eu în seara aceasta mă gândeam prin credință că pot să vin aici în studio și să facem această emisiune, dar nu plecam de acasă, nu mă îmbrăcam cu cravată și cu cămașă, nu veneam aici în costum și nu stăteam de vorbă cu tine, ci eram doar cu ideea că aș putea să fac lucrul ăsta. Nu vedea Dumnezeu inima mea? Vedea Dumnezeu inima mea că puteam să fac asta. Vedeți? Este deosebire între a crede din punct de vedere teoretic și a face ceea ce Dumnezeu zice. Dumnezeu a dorit ca ei să conștientizeze grozăvia păcatului. Și nu poți să conștientizezi grozăvia păcatului până când nu vezi un animal murind. Când animalul acela nevinovat, care are 4 zile de stat în casă, pentru că evrei trebuia să ia mielul în casă a 10-a zi și până a 14-a zi seara trebuia să stea cu ei în casă, când îl vezi cum zburdă pe acolo, cât de scump este, cât de nevinovat, și apoi îl vezi ucis și cu sângele lui stropită în stânga și în dreapta ușii la intrare, atunci îți dai seama cât de odios este păcatul înaintea lui Dumnezeu și atunci tu te umpli de responsabilitate. Ideea este că Dumnezeu cunoaște. Ce, Dumnezeu nu știe ce probleme am eu? Loredana, știe foarte clar ce probleme am eu. De ce să mă mai rog? Că eu oricum știe. Am eu nevoie ca să mă rog, chiar dacă Dumnezeu știe. Am eu nevoie ca să mă înalt sufletul la El și să pot accepta voia Lui în viața mea printr-o comuniune cu El. Că uneori nu pot să accept, mi-e greu. Doar dacă mă rog și stau în comuniune cu El, pot să accept voia Lui Dumnezeu în viața mea. Așa că și noi oameni avem de făcut niște gesturi pentru că Dumnezeu cere de la noi lucrurile acestea și pentru că noi avem nevoie de ele, nu pentru că Dumnezeu nu știa. Jenny ar dori să știe ce înseamnă pocăit. Mulțumesc. Pocăința, cuvântul pocăința vine dintr-un slav, pacaiachi, care înseamnă o ardere, o ardere interioară. Pocăința înseamnă o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Asta înseamnă pocăință, o adâncă părere de rău, dar nu știu dacă vreodată ți-a părut rău de păcatele tale. Însă atunci când îți pare rău cu adevărat de păcatele tale, te consideri nevrednic, te consideri un om nemernic, ești în chinul ororii de sine, așa cum spune un scriitor atunci când vorbește despre Psalmul 51 pe care David îl scrie pentru a-și cere iertare lui Dumnezeu de păcatul său, când zice, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. În chinul ororii de sine, să-ți fie oroare de tine, de ce ai făcut. Când înțelegi că păcatul îl afectează pe Dumnezeu, atunci îți dai seama cât de bulversată este viața ta și îți dorești să nu mai trăiești în păcat. Această dorință, acest izvor de a nu mai dori să trăiești în păcat, ci de a dori să te conformezi voiei lui Dumnezeu,
este schimbarea direcției de mers. Această schimbare a direcției de mers se numește pocăință. În limba Bibliei, în limba greacă a Noului Testament, se vorbește despre metanoia, despre schimbarea minții, o mentalitate nouă, o priveliște nouă pe care o ai, o atitudine nouă. E bine, vreau să mai spun ceva foarte important. Unii zic, domnule, noi suntem pocăiți deja, noi suntem creștini de 2000 de ani, nu avem nevoie de pocăință. Mergeți acolo unde sunt canibalii, unde sunt din ăștia care n-au ce e pocăință aici. Domnul Iisus Hristos se adresează chemarea pocăinței unuia dintre liderii lui Israel, numit Nicodim, și spune adevărat, îți spun că dacă cineva nu se naște din nou, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Atenție, Nicodim era născut în credința strămoșească. Nicodim era unul dintre preoții cei mai mari din sobor. Și Iisus îi spune, tu, învățătorul lui Israel, habar n-ai despre aceste lucruri. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să te naști din nou. Asta înseamnă pocăința. Naștere din nou prin Duhul Sfânt. De aceea, acest lucru este un imperativ și pentru cei care s-au născut în credința strămoșească și pentru cei care au impresia că ei sunt pocăiți, pentru toți. Noi trebuie să privim la Dumnezeu și să ne comparăm cu Dumnezeu, nu să ne comparăm cu alții. Elena Ramona, este o întrebare din live-ul din această seară. Dacă Dumnezeu ne-a dat sâmbătă a șaptea zi, de ce a schimbat Constantin cel Mare în duminică? Mulțumesc pentru întrebare. Este foarte important acest aspect pe care trebuie să-l înțelegem. În Sfânta Scriptură, de la Geneza până la Apocalipsa, nu veți găsi în niciun text, repet, în niciun text, cum că Dumnezeu a autorizat schimbarea zilei de închinare de la sâmbătă la duminică, de la ziua 7 la ziua 1 a săptămânii. În Noul Testament sunt doar 8 texte ale Bibliei care vorbesc despre ziua 1 a săptămânii. Nici măcar unul dintre aceste 8 texte nu spune că duminica ar fi o zi sfântă. Dar îți spun în mare cum s-a întâmplat, Loredana, și vă spun și dumneavoastră, dragi telespectatori. După ce Hristos a înviat în ziua 1 a săptămânii, ucenicii n-au crezut că a înviat. Până la urmă trebuie să se arate de câteva ori, în sfârșit s-au dezmetit și săracii. Da, Hristos a înviat. Ucenicii au pornit o ofensivă conform cuvintelor Mântuitorului. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. În toată lumea. De prima dată în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și apoi până la marginile pământului. Creștinismul s-a răspândit. În această Evanghelie intra persoana Domnului Iisus Hristos, intra dragostea Domnului Iisus Hristos, intrau câteva lucruri concrete, așa cum spunea Fapte capitolul 15, să se spună celor dintre neamuri să se ferească de dobitoace zugrumate, de curvie, de sânge, pentru că încă din vechime Moise are oameni care îl propovăduiesc în fiecare cetate în zilele de sabat. Ziua de închinare era respectată, în ziua a șaptea, sabatul, sâmbăta, ucenicii au făcut lucrul acesta, așa cum a făcut Iisus. Avem mărturii însă, din jurul anului 150, Justin Martirul, spre exemplu, care vorbește despre faptul că unii creștini de bucurie se închină în ziua întâia săptămânii ca învia Hristos. O perioadă, ucenicii, unii dintre ei, au făcut anumite întâlniri în ziua întâia săptămânii. În Noul Testament sunt două referiri, hai să le citim, ca să vedeți că nu au legătură acestea cu întâlnirile de duminică. Una este Faptele Apostolului, capitolul 20, în versetul 7, zice: în ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Și unii zic, domnule, a văzut, aici este vorba de o închinare în ziua întâia săptămânii. Deja din vremurile apostolilor, Sfânta Cină se servește în ziua din întâia săptămânii. Numai că un cercetător atent observă un lucru. Luca nu spune în ziua din întâia săptămânii ne-am adunat la oaltă, ci eram adunați la oaltă. Era o parte întunecoasă a zilei întâia săptămânii și conform Bibliei, această întâlnire are loc sâmbătă seara. După ce a trecut sabatul, deja urmează ziua întâia săptămânii, care i-a găsit deja adunați la oaltă acolo. Nu este o serbare a duminicii în primul secol. În 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 2, este o altă referire la o întâlnire, numai că aici este lucru foarte clar, spune așa:
Să citim și versetul 1, 1 Corinteni 16:1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum au rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Pavel mergea prin biserici în sabat, sâmbăta. Și ca să nu se strângă ajutoarele sâmbăta, voi, zice, vă puneți în ziua din tâia săptămânii fiecare acasă ce va putea după câștigul lui. Conform acestui text, în ziua întâia săptămânii, oamenii trebuie să se aple acasă, nu la biserică. Da? E bine, după anul 150, după ce persecuțiile romane au început să fie puternice și romanii îi considerau pe creștini un fel de secta evreilor, unii dintre creștini au venit cu această idee, domnule, poate ar trebui să ne mai distanțăm puțin de evrei și să păstrăm și ziua întâia săptămânii. Astfel că în jurul anului 200, 200 și ceva, unii se mai întâlnesc și în ziua întâia săptămânii. În anul 313, când Constantin cel Mare dă edictul de la Milan, unii dintre creștini se închinau și în ziua întâia săptămânii, iar în anul 321, pe 7 martie, 302, e foarte simplu de ținut minte, 321, împăratul Constantin cel Mare, care chipurile se transformă în creștini, după părerea unora, după părerea altora, nu s-a făcut creștin niciodată, are loc primul decret duminical din istorie, în care se spune că toți creștinii să se închine în venerabila zi a soarelui. Observi, nu e vorba de ziua Domnului, ci ziua soarelui. Iar această denumire este păstrată în multe limbi de circulație internațională. Spre exemplu, Sunday, asta înseamnă ziua soarelui. Sonntag, în germană, asta înseamnă ziua soarelui, prima zi a săptămânii. Așadar, odată cu acest decret constantinian, intră un compromis în biserica creștină, unii încep să se închine în ziua din tâia săptămânii, nu s-a întâmplat asta peste noapte. Și s-a întâmplat cu o anumită argumentație, cu o anumită chestie logică, iar s-a transferat încet, încet serviciul către ziua întâia săptămânii. Dar atenție! Biserica coptă din Etiopia, ortodoxă, până în secolul 20 a păstrat sabatul zilei a șaptea și s-a adunat în ziua a șaptea. În fiecare secol al erei creștine au existat creștini care s-au închinat în ziua a șaptea a săptămânii. Nu s-a pierdut această continuitate de a rămâne fidel Sfintelor Scripturi niciodată. De ce a reușit Constantin? Nu pot să vă spun decât că a fost o încercare politică foarte ingenioasă de a armoniza într-un fel creștinismul cu păgânismul roman. Ce a zis Constantin? Păi, unii dintre voi mergeți duminica la închinare, ziua întâia săptămânii, ziua soarelui? Păi și noi mergem în ziua soarelui. Hai să facem o mixtură așa. Voi aveți... Nu glumesc aici, nu spun prostii. Voi aveți pe cineva așa care ar avea un copil în brațe, să vă puteți gândi la așa ceva? Păi uite, noi avem pe Isis și pe Horus. Isis și Horus în brațe. Ne închinăm la ei, zicea Constantin. Și creștinii au zis, ar fi și la noi Fecioara Maria și copilul. Păi voi aveți un bărbat așa puternic, uite, Jupiter, frumos, Jupiter. Luați și voi un erou de-al vostru, Apostolul Petru. Și se presupune că în Catedrala Sfântul Petru din Roma, cel care astăzi are un picior un pic scobit din cauza pupăturilor istoriei, eu l-am văzut personal, da? Și nu mai este accesibil, nu mai poți să-l pui pe Petru pe picior, e pus undeva la opreală, nu este Petru, este reprezentarea lui Jupiter, care, trecând prin Panteon, din Panteonul Roman în Panteonul Creștin, a devenit Sfântul Petru. Și această transferare s-a continuat cu multe zeități și cu mulți eroi. Deci, politic, Constantin a reușit, dar niciodată Dumnezeu nu a prevăzut transferul solemnității zilei de sabat în ziua întâia săptămânii. Roberto ar dori să știe de ce sâmbătă e ziua a șaptea, atâta timp cât te închini regulat într-o oarecare ziua a șaptea, fie ea joi sau duminică sau orice zi, de ce e greșit, fiind în același context? Hai să dau un exemplu. Eu sunt bolnav și am pe masă 7 sticluțe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vii la mine în vizită și zici, măi, Cornel, trebuie să facem emisiune în seara asta. Ce e cu tine? Ești bolnav? Și eu zic, Loredana, te rog frumos, ia în sticla 7-a am un medicament. Sunt mai mulți oameni în sală acolo, să uite la noi. Și zic, te rog frumos, dăm medicamentul din sticla 7-a. Și tu zici așa, ce important se dă medicamentul din sticla 7-a. Sticla 7-a înseamnă o zi, o sticlă din cele 7. Și e prima sticlă și îmi dai o travă și mă omori. Te iartă pe tine vreun proces omenesc? Dacă tu te duci la proces și zici, domnule judecător, Cornel a zis să dea medicamentul din sticla 7-a. Dar eu m-am gândit că sticla 7-a ar însemna una din cele 7.
Te iartă vreun proces, vreun judecător pe tine că dacă faci treaba asta? Nu te iartă. De ce? Pentru că a șaptea nu înseamnă una din cele șapte. Vorba comunismului. Când ai duminică? Miercuri. Cam asta era. Pentru că în Sfânta Scriptură spune clar care este ziua șaptea, deși unii nu știu sau se fac că nu știu. Uite, dau un exemplu. Exodul capitolul 31. Aici este prima menționare extrem de clară cu privire la care este ziua a șaptea. Da? Exodul capitolul 31 cu versetul 14. Zice așa. Să țineți sabatul că cel va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea. Era o poruncă foarte dură. Ține minte că un om a adunat niște lemne în ziua sabatului. Și nu știau ce să fac cu el. Au dus la Moise. Și Moise n-a știut nici el. L-a întrebat pe Domnul. Și nu, să fie omorât cu pietre. Teribilă situația. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului tău. Să lucrezi 6 zile, dar a șaptea este sabatul. Ce înseamnă sabatul? Ziua de odihnă, ziua de închinare. Nu există nicio îndoială. Toate limbile pământului. Mâine dimineață voi avea un mesaj, o predică de la ora 11, sub genericul Biblia și politica, și voi vorbi despre Constituția oricărei guvernări. Și amintesc această idee. Nu există nicio îndoială pentru un om onest care vrea să știe ce înseamnă sabat, care în limba ebraică înseamnă odihnă, șabat. Da? Dar din punct de vedere al zilelor săptămânii, care este această zi a sabatului, nu este nicio îndoială pentru niciun om onest ca să înțeleagă că în limba rusă, subota înseamnă sâmbătă. În limba maghiară, sombot înseamnă sâmbătă. În limba italiană, sabato înseamnă sâmbătă. Spaniol la fel, sabado sau invers. Toate zilele săptămânii sabat, care au această rădăcină, înseamnă sâmbăta noastră. De ce a lăsat Dumnezeu așa, nu știu. Este un test al credinței noastre față de Dumnezeu. Nu este facultativ. Se află în cele 10 porunci, scrise cu degetul lui Dumnezeu. Dar dacă așa a lăsat Dumnezeu, încerc să mă așez sub această autoritate. Marinel ar dori să știe, sabatul nu a fost și în cer înainte de aruncarea lui Lucifer sau doar făcut la creațiune? E o întrebare foarte complicată. Pentru că Biblia spune că sabatul a fost făcut pentru om. Pentru om. Eu cred că în cer exista legea lui Dumnezeu. Dar această lege a lui Dumnezeu era supra-numită legea dragostei. Legea dragostei. Acum, dacă în cer, înainte de căderea în păcat, erau zile de 24 de ore în timpul veșniciei, care nu se percepe ca timp, nu am cum să știu, nu am cum să înțeleg. Personal nu cred că așa au fost lucrurile. Este clar că legea lui Dumnezeu este temelia guvernării lui Dumnezeu și este din veșnicie până în veșnicie. Dar dacă această lege a fost exprimată în cer, la fel cum a fost exprimată pe pământ, n-am de unde să știu. Presupun că îngerii n-aveau nevoie să li se spună să nu furi. Adică aceste 10 porunci înseamnă exprimarea dragostei lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu pentru noi oamenii, ca să înțelegem. Primele 4 porunci înseamnă dragoste față de Dumnezeu, următoarele 6 porunci este dragoste față de aproapele. Dar ca să fie înainte de timp, timpul, e foarte dificil de înțeles. Cert este că odată cu crearea omului, odată cu venirea Domnului Hristos în trupul uman, dumnezeirea este legată de omenire pentru toată veșnicia. Iar prorocul Isaia spune în capitolul 66, versetul 17, că pe noul pământ, după cum cerurile cele noi și pământul cel nou voi face, așa va dăinui sămânța voastră și numele vostru. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea. Adică ideea de sabat va fi păstrată în veșnicie după răscumpărarea celor mântuiți. Însă înainte de căderea în păcat, înainte de crearea omului, nu am cum să știu exact cum aveau loc lucrurile acolo. Acesta este răspunsul meu. Am înțeles și îți mulțumesc. Numai puțin să găsesc întrebarea. De ce trebuie să ne rugăm dacă Dumnezeu știe tot? Adrian. Adrian, noi trebuie să ne rugăm, chiar dacă Dumnezeu știe tot, pentru că spunând lui Dumnezeu, recunoști autoritatea lui Dumnezeu în viața ta
Și uneori doar așa, vorbind cu Dumnezeu din sufletul tău sincer, poți să accepți anumite lucruri care ți se întâmplă prin voia lui Dumnezeu. Nu poți accepta anumite situații prin care treci decât într-o comuniune cu Dumnezeu. Eu personal vă spun, am avut situații extrem de grele în viață. Am trecut prin voi adânci și am fost revoltat pe ceea ce mi se întâmplă pe nedrept de foarte multe ori. Am văzut oameni cum mă mint, zâmbind. Tuturor ne se întâmplă asta. Ei, atunci când îi spun lui Dumnezeu și zic, Doamne, nu știu de ce îngădui Tu ăstora să fac așa ceva, de ce trebuie să trec eu pe aici? Dar am convingere și am încredere că Tu știi mai bine și mă încred în harul Tău și mă încred în providența Ta. Doar atunci poți să accepți anumite lucruri în viața ta, în momentul în care comunici cu Dumnezeu, îi spui revoltele tale, îi spui durerile tale și înțelegi că rugăciunea este respirația sufletului și nu-L coboară pe Dumnezeu la noi, ci ne înalță pe noi la El. Din partea Marinelei, numai puțin, lucrez cu niște copii care s-au îmbolnăvit de cancer. Părinții lor sunt disperați. Le-am spus că nu cunosc planul lui Dumnezeu pentru ei. Ce aș putea să le mai spun? Este o situație dramatică. Loredana, vreau să spun ceva foarte important. Noi creștinii suntem uneori atât de nemintoși. Atât de nemintoși. Avem impresia că pe noi ne cheamă Dumnezeu să dăm explicații pentru orice. Am auzit întâmplări când o mamă a pierdut un copil, i-a murit un copil în accident de mașină la 20 de ani. Și înainte de a fi înmormântat acel copil, un pastor a sunat-o și a spus: ne pare rău pentru copilul dumneavoastră, mai ales că el nu va fi mântuit, că n-a fost botezat. Cine te cheamă pe tine să-ți dai tu cu părerea despre cine e mântuit și cine nu-i mântuit? Cum poți să spui așa ceva unei mame care în ziua respectivă își duce copilul la groapă? Ne pare rău că nu va fi mântuit, că n-a fost botezat. Am avut o situație dramatică în viața mea când am pierdut un copil. M-a întâlnit la o lună de zile un prieten care nu știa ce se întâmplase. Și a zis: ei, cum e? A ieșit? Lasă, bă, sunteți tineri, faceți voi altul. Cine ne cheamă pe noi să vorbim tâmpenile astea? O altă frază tâmpă. Știu prin ce treci. Fără să fi trecut și el pe acolo la rândul lui. De unde știi tu, mă, cum e să pierzi un copil dacă n-ai pierdut în viața ta? Exact. Cine te pune pe tine să spui cuvintele alea? O altă tâmpenie. L-a iubit Dumnezeu, l-a chemat la el. Păi mă încălzește pe mine cu ceva că a plecat copilul meu să este în chinurile unei boli incurabile și că Dumnezeu îl cheamă la el? Mă bucur pentru întrebare, Marinela. Răspunsul meu este acesta. Spune cât mai puține lucruri. Nu fă nimic decât stai alături de oamenii aceia cu trup și suflet, împlinește-le nevoile pe care le au, adu-le de mâncare la spital dacă trebuie să stea copiilor acolo. Încearcă să faci pentru copilul acela tot ce poți ca să aibă suferința mai mică. Plângi cu cei ce plâng, fii alături de ei, dar nu spune nicio tâmpenie. Ai răspuns înțelept, nu știu ce plan are Dumnezeu cu voi. Dar această problemă pe care tu o aduci în discuție, probabil că este una dintre cele mai dificile probleme ale omenirii. De ce un copil bolnav de cancer, nevinovat, se chinuie? Dacă tot se întâmplă să moară, de ce nu moare pur și simplu fără să se mai chinuie? Sunt întrebări la care nu avem răspuns. Este dramatic să vezi chinurile unui copil. Am lucrat în spitalul, dar nu știu, 2 ani și jumătate am lucrat. Este dramatic să vezi un tată plimbându-se
de la un capăt la altul, la unui coridor, smulgându-și părul din cap, neștiind încotro să se ducă, ar face orice ca să fie în locul copilului. Sunt lucruri pe care nu le putem explica, nu le putem gestiona. Știm doar atât. Suntem într-o lume a păcatului. Nenorocirile vin și peste cei buni și peste cei răi. Diavolul aduce boli, aduce nenorocire. De ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple anumite atrocități în viața unor oameni? Nu cunoaștem. Nu rămâne decât să spunem, așa cum a zis un om al lui Dumnezeu numit Spurgeon, când a avut un mare necaz în viață. A ridicat ochii spre cer și a zis așa: sărut mâna providenței care m-a lovit. Nu aș vrea să trec printr-o astfel de situație. Nu știu cum ar fi. Mă rog lui Dumnezeu în fiecare zi pentru sănătatea și ocrotirea copiilor mei. Îl rog pe Dumnezeu să nu îngăduie să trec pe acolo. Știu că în 1 Corinteni capitolul 10 cu versetul 13 spune: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, căci Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, căci împreună cu ispita pregătiți și în mijlocul casei și din ea să o puteți răbda. Nu știu ce aș zice, nu știu ce aș face. Îmi plec capul și tac. Acesta este răspunsul meu. Claudiu întreabă: ce rost are să ne mai rugăm ca să ne vindece de boli, dacă El este atotputernic și știe deja tot? Și în plus, dacă este atotputernic și nu greșește, înseamnă că El ne dă bolile? Grele probleme ridici, Claudiu. Foarte grele. Avem experiența ale credinței pe paginile Sfintelor Scripturi. Și vreau să citesc un pasaj. Rugăciunea nu aduce întotdeauna vindecarea trupului. Epistola lui Iacov la capitolul 5 cu versetul 13 zice așa: este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Există această practică a ungerii cu ulei, care este binecuvântat și se roagă oamenii pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze acest ulei. În bisericile tradiționale se numește mirungere, în bisericile protestante se numește ungerea simplu. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. Aceasta este esența. Noi ne rugăm pentru ca acel bolnav să nu plece în chinurile unei revolte înaintea lui Dumnezeu. Dacă eu m-aș îmbolnăvi, m-aș ruga lui Dumnezeu să mă vindece. Dar dacă Dumnezeu ar alege să nu fiu vindecat, m-aș ruga mai departe ca să pot să accept această situație și să-L rog pe Dumnezeu să fiu mântuit. Au fost momente în viața mea când am crezut că nu mai scap. Era într-o vineri seara, în urmă câțiva ani, când am intrat. Aveam febră 40, nu cobora deloc, aiuram. Și am mers până la toaletă și acolo am simțit că voi muri. Nu puteam nici să mă ridic, nici să cobor, nici să fac nimic. Și mă gândeam: Doamne, să nu mor aici ca un prost, să mă găsească unii efectiv. Și m-a rugat cu ardoare ca Dumnezeu să-mi dea putere să mă târăsc până în pat. Și vreau să spun, dragă Claudiu, că Dumnezeu mi-a dat acea putere. M-am târât și am ajuns până în pat când m-au văzut bolnavii ceilalți, că eram cu câțiva în salon, au sărit repede să mă ajute. Am intrat în pat, a doua zi a venit doctorul Adriana Bagiu, căruia îi sunt recunoscător toată viața, și a spus numele unui medicament pe care mi l-au administrat și în câteva ore mi-a scăzut febra. Dacă nu era acel medicament, care știu și acum cum se numește, probabil că nu era. Bineînțeles că și Dumnezeu a contribuit acolo. Dar vreau să spun că atunci când ești acolo, aproape, când simți că inima nu mai are putere să bată, când simți că ești febril, că aiurezi, că s-a terminat, atunci dacă te prinzi cu ardoare de Dumnezeu, accepți ce ți se întâmplă. Și am zis: asta este, Doamne, doar atâta vreau, să fiu mântuit, să fiu cu Tine. Accepți. Dacă nu te rogi, nu poți accepta. Te revolți.
În același timp însă, zice că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și sunt cazuri în care oamenii s-au rugat pentru bolnavi și bolnavii s-au însănătoșit. Și oamenii necredincioși au făcut experimente științifice. Voi vă rugați pentru lotul acesta de bolnavi care are această boală. Voi, acest lot de bolnavi, nu primiți nicio rugăciune. Și în mod științific s-a dovedit că oamenii pentru care s-au rugat un grup de oameni s-au însănătoșit mai repede și au ieșit mai repede din spital. Nu este o glumă asta. Nu poate fi interpretat ca un efect de placebo? Nu, adică că ei nu știau că se roagă alții pentru ei. Asta era. Asta e problema. Nu știa că se roagă nimeni pentru ei. Nu li s-a spus. Doar cei care s-au rugat au mijlocit lui Dumnezeu, au știut. Da, da. Și au rămas stupefiați oameni de știință și este un studiu care se poate căuta pe internet, adică e serioasă treaba. E bine, Dumnezeu este atotputernic. Drag Claudiu, nici eu nu știu de ce uneori se întâmplă ca unii să iasă din Valea Umbrei Morții, alții să rămână acolo. Dar știu un lucru. În fața autorității lui Dumnezeu mă plec. Mă plec și zic tot mai bine în brațele tale decât nicăieri. Aceasta este viziunea mea. Aș vrea să mai pun câteva întrebări și din live. Daniel vrea să știe ce părere ai de cei care fac evangelizare, care aduc sufletele la Dumnezeu, dar nu au adevărul absolut? Adevărul absolut, Daniel? A dat aici exemplu ziua a șaptea sau starea omului în moarte. Adevărul absolut. Eu cred că adevărul absolut îl are unul singur, Hristos. Noi suntem în căutarea adevărului. Noi suntem dornici de a cunoaște părți din adevăr. Eu cred că Dumnezeu vorbește în multe feluri. Și unii oameni renunță la căile lor rele și păcătoase pentru că li s-a predicat de către un om care nu a înțeles anumite aspecte ale adevărului pe care tu le înțelegi. Așa că predicarea lui Iisus Hristos este o forță care răscumpără pe oameni din valea păcatului și aduce pe oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Este un pas. Iubirea lui Hristos îi va motiva pe acești oameni să cerceteze mai departe și în aspectele în care ei nu au înțeles până acum. Dar esența este Iisus Hristos. Hristos este Cel care trebuie predicat. După aceea, iubindu-L pe Hristos, vor veni și celelalte înțelegere ale aspectelor adevărului care au fost date oamenilor spre a fi înțelese. Antonel spune, de ce nu iubim pe aproape, chiar și pe dușmani? Și aș vrea să completez. Există, este real acest lucru? Putem să iubim pe dușmani? Loredana, Domnul Iisus zice, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc. În urmă cu câțiva de zile am primit un text pe telefon în care cineva mi-a zis așa, ești un prost. Primul impuls, care este? Să zic și eu ceva, dar cine ești tu, dar ce mă cunoști pe mine, dar nu știu ce. Și m-a rugat lui Dumnezeu și am scris așa, ai mare dreptate. Pe măsură ce citesc mai mult, îmi dau seama cât de prost sunt. Următorul mesaj a fost acesta. Predicați la vreo biserică, vreau să vin și eu să vă ascult. Noi suntem imediat impulsivi să răspundem. Unii oameni ne fac rău. Am oameni care îmi fac rău de ani de zile. Cu bună știință. Dumnezeu este aici, ne aude, este lângă sufletul meu și știe că nu-i urăsc. Unii oameni mă batjocoresc fără să cunoască ceva din sufletul meu, din viața mea. Ei doar auzi niște chestii și pac, mă pleznesc, mă batjocoresc. Mă uit la ce spun și mă gândesc, domnule, dacă au dreptate, poate ar putea să mă îndrept la anumite lucruri, dar dacă n-au dreptate, mă rog lui Dumnezeu să le dea o viziune mai frumoasă despre viață. Că, în general, oamenii care vorbesc despre viețile altora, ei înșiși sunt nefericiți. Ce tu te-a pus să scrii despre nu știu cine, pe net? Nu, oamenii nefericiți fac chestia asta. De aceea, iubirea de vrăjmaș este o virtute divină. Numai Dumnezeu te poate face să iubești pe cel care te bate sau pe cel care te persecută.
Mi-aduc aminte de o experiență lui Richard Wurmbrand în închisoare, când într-o zi a văzut pe cineva că își ia cana cu apă și se spală pe picioare. S-au grupat toți în jurul lui, apa era atât de puțină, el povestea într-o predică, nu s-a spălat 3 ani. Poți să-ți imaginezi ce înseamnă asta, să nu te speli 3 ani, cum miroseau toți. Și omul ăla a luat apa și și-a vărsat-o pe picioare, s-a spălat puțin pe picioare. Și l-a întrebat, ai nebunit, ce-i cu tine, de ce n-ai băut-o, de ce te-ai spălat? Și el zice, mâine este ziua în care mă bat la tălpi. Și să nu miroase așa tare picioarele. El se gândea la călăul lui ca să aibă confort atunci când îl bate la tălpi. Asta înseamnă o iubire nebună, o iubire pe care numai Dumnezeu ți-o poate da. Iubirea față de călăul tău este peste puterile mele de înțelegere. Uneori nu poți să faci lucrul ăsta, dar măcar nu urâ pe om, nu te preocupa, oare ce se mai fac, ce să-l termin, detașează-te. Pentru că iertându-l, ești mai presus decât el. Răzbunându-te, te face egal cu adversarul. Iertându-l, ești mai presus decât el. Andreea dorește să știe, dumneavoastră mergeți la biserică des? Dacă nu mergem la biserică și nu ne rugăm, însă credem în Dumnezeu, păcătuim? Nu păcătuim. Ne rugăm lui Dumnezeu, dar biserica este invenția lui Dumnezeu. E foarte greu ca să fii singur cu Dumnezeu și să nu păcătuiești. E foarte greu să ai o viață constantă cu Dumnezeu fără participarea la o închinare împreună cu prietenii și cu oamenii care cred în aceleași valori în care crezi tu. Pentru că așa a inventat Hristos, biserica, comunitatea celor credincioși, care să se sprijine unul pe altul, care să fie frate și soră unul pentru altul. E adevărat că acest ideal este destul de departe în unele biserici, dar asta nu înseamnă că îl anulează pe acest ideal. De aceea îți recomand să găsești un loc unde să poți să fii susținut, să fii împreună cu cei care cred la fel ca tine și care sunt în aceeași direcție mers cu tine. Paul vrea să îi explici următoarea idee. Cel neprihănit cade de 7 ori și se ridică de 7 ori. Acest text se află în Proverbele, capitolul 24, cu versetul 16. Că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Cred că nu trebuie scos neapărat din context textul acesta. Contextul care este? Nu întinde curse nelegiuitule la locuința celui neprihănit și nu-i tulbura odihna, că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. E vorba despre casa unui, e vorba despre averea unui om, avuția unui om. Atunci când un neprihănit, din cauza unor factori exterior, este împiedicat și cade, el se va ridica. În primul rând e vorba de business aici, da? Dar din perspectiva mea este vorba și despre a cădea pe calea credinței. Întotdeauna când iubești pe Dumnezeu, ai resurse să te ridici. Și să te ridici și să fii mai puternic decât ai fost înainte de a cădea. Aceasta este marea minune a mântuirii pe care Dumnezeu ți-o dă. Tot Paul vrea să știe, ce părere ai despre spălarea picioarelor în biserici? A văzut acest lucru la Pentecostal și vrea să știe dacă sunt și alte biserici care fac acest lucru. Pe lângă biserica pentecostală, mai practică spălarea picioarelor, însă puțin diferit, și anume biblic, Biserica Adventistă ziua 7-a. Faptele Apostolului, Evanghelia după Ioan la capitolul 13, vorbește despre lucrul acesta. Când Iisus s-a sculat de la masă, în ce sens s-a sculat de la masă? În sensul că înainte să se așeze la cina Domnului, Iisus se scoală și spală picioarele ucenicilor, deci nu e vorba că a spălat picioarele după ce a luat masa, ci s-a așezat la masă, pe vremea aceea la masă se stătea așa într-o parte, cu o pernă sub braț și cu o mână se lua, în așa fel încât picioarele unui ajungea destul de aproape de nările altuia. Și dacă erau nespălați pe picioare, era un dezastru. În fiecare casă era un fel de sclav al casei care spăla picioarele oaspeților. Iisus în adins a ales locul acela fără sclav și a vrut să vadă dacă vreunul dintre ei se oferă. Nu s-a oferit niciunul. El însuși s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat, a luat un ștergar și le-a spălat picioarele. Și apoi în Ioan capitolul 13, Domnul Iisus spune așa: voi mă numiți Domnul și Învățătorul. Ioan 13 cu 14 și cu 13. E simplu, Ioan 13 cu 13. Și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Este o poruncă biblică.
Trebuie să facem și astăzi lucrul acesta în mod decent, nu pentru că am neglijat acasă, ci pentru un simbol de a te pleca și a spăla pe fratele tău pe picioare. Acest obicei era numit în primul creștinism micul botez. Era o reînnoire a legământului cu Dumnezeu. Și tot Paul vrea să știe, Evanghelia înseamnă și silire? Adică dacă nu vrei să te pocăiești, Dumnezeu te-ar sili să o faci? Dumnezeu nu forțează pe nimeni. El ar putea, în calitate de Dumnezeu atotputernic, să forțeze mintea și inima noastră. El nu face. Dar silire în sensul de a insista, așa cum se află, spre exemplu, în Fapte, capitolul 16, când zice că Pavel și cu prietenii lui au fost în Filipii și zice că Lidia ne-a silit să intrăm în casa ei. Adică o insistență, o curtoazie căreia nu poți să-i faci față decât prin acceptare. Da, lucrul acesta se poate întâmpla. Dumnezeu insistă uneori, bate la ușa inimii noastre de nenumărate ori. Am o întrebare de la cineva care a dorit să rămână anonim. Un homosexual, dacă vine cu căință la Dumnezeu, va fi iertat? Orice păcat care vine adus înainte lui Dumnezeu de către un om sincer este iertat 100% de către sângele Domnului Iisus Hristos și când omul dorește să-și numească viața, primește și putere prin Duhul Sfânt. Eliza vrea să știe, vorbește Biblia de un decret de moarte universal la sfârșitul timpului? În Apocalipsa, capitolul 13, se vorbește despre faptul că o putere politico-religioasă va face să vorbească, să fie omorâți toți cei care nu îi se vor închina. Da, Biblia vorbește despre un decret de moarte la finalul istoriei, dar despre lucrul acesta trebuie să vorbim puțin mai amănunțit, poate cu altă ocazie. Da, toate ar dori să știe, este Apocalipsa o carte încifrată? Apocalipsa este o carte plină de simboluri, dar aceste simboluri pot fi dezvăluite atunci când cunoaștem Biblia și când citim despre însemnătatea fiecărui simbol din Biblie. Unele simboluri se dezleagă exact în cartea Apocalipsei. Spre exemplu, îngerul dă niște explicații și zice: apele pe care le-ai văzut sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Atunci când Biblia vorbește despre ape, aceasta înseamnă. În Daniel zice: fiara a patra este o a patra împărăție. Un înger, la fel, tâlcuiește anumite simboluri. Iar aceste simboluri, descifrate în tainele Bibliei, pot să facă din cartea Apocalipse o carte deschisă. Dar nu este la îndemâna oricui citește superficial, ci doar acelora care se preocupă în mod serios ca să vadă voia lui Dumnezeu cu privire la ei. Dan te întreabă, Dumnezeu face diferența între păcate? Există cumva păcate mici și mari sau numai păcat și atât? La un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune despre Pilat. În ocazia întâlnirii cu Pilat, zice, cel ce mă dă în mâinile tare are un mai mare păcat. Păcatul nu este mare și mic înaintea lui Dumnezeu, însă responsabilitatea noastră este cu atât mai mare cu cât știm mai mult. Mărimile Ierusalimului, preoții cei mai de seamă, saducheii, fariseii știau foarte mult despre Mesia, ei cunoșteau și puteau să-L recunoască pe Iisus ca Mesia. Pilat l-a văzut o singură zi, de aceea Iisus zice, cei ce mai dat în mâinile tale au un mai mare păcat. În sensul acesta de responsabilitate mărită, da, pot să fie păcate mai mari și mai mici, dar în sensul moral, păcat este să încalci ziua de odihnă a lui Dumnezeu, păcat este să spui fratului tău prostule sau nebunule, păcat este să minți, păcat este să furi și așa mai departe. Și o ultimă întrebare, există spirite care bântuie case? Și că am mai văzut documentare pe Discovery. Există așa Cuvântul ceva? Dumnezeu spune că uneori duhurile cele rele caută locuri unde pot să se adăpostească. Din experiențele unor oameni temători de Dumnezeu, este posibil să fie așa. În anumite locuri unde s-a chemat prezența lui Satana într-un anumit fel, în mod direct, e posibil ca să nu plece așa cum vrem noi. De aceea lucrurile acestea trebuie înțelese cu mare responsabilitate și toată această ofensivă a spiritismului, a apropierii de Satana, trebuie respinsă categoric de orice creștin. Mulțumesc foarte mult, Cornel, pentru răspunsurile în această seară. Cu drag, mai avem câteva întrebări aici, cărora nu le-am răspuns din live-ul din seara aceasta. Săptămâna viitoare să facem lucrul acesta. Sunteți un public extraordinar și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vinerea viitoare la ora 21 ne vom reîntâlni. Până atunci,
Nu uitați să zâmbiți! Numai bine!